Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna aprilie acestui an 134 de programe de formare profesională pentru un număr de 1987 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Județele în care în luna aprilie acestui an se vor organiza cele mai multe cursuri cu număr mare de participanți sunt Dâmbovița cu 140 de persoane, București 126 persoane și Hunedoara 112 persoane. Iar programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum agent de securitate, operator, introducere, validare și prelucrare date, inspector, referent, resurse umane, ajutor de bucătar, îngrijitor de spații verzi, instalatori, instalații tehnico-sanitare și de gaze, competențe cheie, comunicare în limba română, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, referent resurse umane și frizer.